Bună dimineața, vă spunem din nou din studioul de podcast Ianujarca.ro din Oradea. Bună dimineața, dragilor. Alături de Kinga Sebeșten, la podcast, la seria de podcasturi numite Drumul și 50. Ianujarca. Și Ianujarca. Așa, ce faci, cum ești astăzi? Foarte bine. Uite, ești cum am promis, fucsia. Pink și fucsia peste tot. Tot timpul. Recomand anul ăsta să alegeți vestimentație colorată. Dar știi care e culoarea anului anul ăsta, nu? Fucsia. Fucsia e culoarea anului, pink. Tot ce o e roz, da. Asta ajut să zici. Da. Da? Nu știu dacă e asta culoarea anului. Culoarea mea și culoarea noastră anul ăsta, asta știu e, că e o derivație, okay? De culoare. Deci de orice culoare, dar să fie, uite, nuanța pink. Cred că până la urmă culoarea anului pentru fiecare este ceea ce ne alegem noi. Nu? Exact, dar anul ăsta o să vedem în mai roz mult. Totul. O să fie totul în roz. Da. Bine. Uite, o să continuăm seria de podcasturi și întrebările pe care le avem. De data aceasta avem un podcast mai special, pentru că am primit destul de multe întrebări din partea celor care ne ascultă. Mulțumim frumos și că ne urmăriți. Cărora le mulțumim că ne urmăresc, că s-au abonat la canalul tău de podcast, de YouTube. Asta înseamnă că vorbim despre lucruri interesante. Eu așa sper, așa îmi vine, așa vreau să cred. Și uite, am aici o listă de întrebări pentru tine legat de partea aceasta, pentru că lumea e destul de curioasă să înțeleagă ce se întâmplă și de ce ai vrea să, și de ce ești motivată tu ca să faci business-ul acesta mai departe și nu renunți la el și îl duci. Chiar și în condiții de pandemie în care ne-ai povestit că s-au închis o grămadă de săli, că business-ul a dus în jos, totuși tu nu ai renunțat și ai mers mai departe. Pentru că în spate, pe lângă pasiune, pe lângă plăcerea de a face sport și mișcare, și am văzut și partea de remodelare împreună cu Alin, stau și alte lucruri, da? Sentimental. Sunt îndrăgostită de Kangu. De ghete, da, și de ghete. Orice se uite, întâmplă. Prima întrebare de astăzi este așa, de la un ascultător. Cum faci business din ghete? Adică cum câștigi bani din întrebarea din sună, da. Cum da. Faci bani din ghete? Ok, primul pas trebuie să devină instructor. Așa. Trebuie să aibă o diplomă acreditată de firmă ca să reprezinte brandul. Așa. Asta înseamnă dacă are experiență în sport, în 3 luni a luat diploma, dacă nu, peste 6 luni, dar depinde de fiecare participant. După care trebuie să facă o firmă. Așa. Deja are, da, un SRL, să închirieze o sală și să înceapă să implementeze programele de Kangu Power, Kangu Dance, Discovery pentru copii, Bootcamp și Kangu Kick. Fiecare program are diplomă, licență, dar poate să facă mai multe diplome dacă e pregătit. Ok, o să merg un pic mai departe cu întrebarea. Planurile astea de, ce ai zis tu, Power Fit și cum se numesc, le închiriază pe bucă, adică le închiriază și individual sau nu, să fiecare, ia tot pachetul? Nu, e fiecare un alt program. Adică dacă vrei deci, să practic, devii dansator pe ghete, trebuie să ai curs de Kangu Dance. Okay. Că e diferență între tonifiere, e diferență între a alerga în aer liber, deci sunt programe diferite. Cu programele diferite se poate obține, începe să facă clase și de aici vin banii. De aici vin banii. Zim, uite, o altă întrebare. Cât câștigă un instructor? În medie. Da, acum sunt mai multe tipuri de instructori. Am văzut că sunt instructori, sunt presenteri. Da, deci instructorii care, cei care țin, fac din pasiune, adică așa, fac un business din el, deschid săli. Da. Ei sunt prima categorie care face bani din Kangujan și imediat vă explic cum. A doua categorie care a obținut diploma și predă la o sală, adică este salariatul sării. Și a treia categorie care face din hobby, adică soții, femei de acasă, se adună prietene și fac antrenamente de acasă fără instructor, dar pe canalele mele, pe canalul meu YouTube găsesc antrenamente și sunt foarte mulți care online practică această. Acum avem două prețuri. Avem un preț pentru online. E clar că dacă ai o gheată și sari acasă cu mine, e mai ieftin decât să vii la sală. Dar cam o oră ca e de la 20 de lei până la 50 de lei per participant. Totuși, ca instructor, ai nevoie să ai licență pe fiecare program pe care pe îl faci. Pe fiecare. Da? Bun, dar licența asta nu vine odată cu examenul de instructor? Asta vine prima dată, trebuie să faci un curs de instructor sau să ai facultate de sport. Pasul 2, să ai cursuri de bază
Kangoo Power okay. în educație, după care urmează specialități, și atunci, dance, și planul ăsta de care ai pomenit tu, practic sunt specialități, de fapt. Exact. Un instructor care deschide o sală poate să aibă și angajați, adică angajează instructori de Kangoo Jams. Și atunci, și, lucrează, și atunci și el este tot exact, instructor sau este un business manager? A devenit un manager și are 5-6 ore pe zi. Ține el, și ea el. 3 ore, sau 4 el. Sau are mai mulți instructori. Un instructor, dacă predă la o clasă, primește pe oră în jur de 30-100 de lei. Așa. Iar dacă ești manager... Depinde câte ghete ai. Dacă ai 10 ghete, 20, 30, 50 de ghete, care calculezi profitul pe ghete. Așa. Păi dacă ai spus că ia undeva între 30 și 100 de lei pe oră... Da, un instructor care predă care la predă, o sală. Care predă dar la sală. Dacă e proprietar, câștigă și mai mult, pentru că instructorul este plătit pe oră, da. Dar managerul adună bani de la participanți, pentru că el mai are... de plătit chiria sălii, o grămadă de lucruri pe care trebuie, nu e așa de ușor cum cred mulți că se câștigă foarte bine. Se câștigă foarte bine, dar trebuie să te gândești că trebuie să ai și cheltuieli. Așa. Dar cu 5 ore pe zi, adică am 20-22 de zile pe lună, un instructor poate să câștige în jur de la 2 până la 5.000 de euro. Ok. Pe lună. Cam, da, dacă are sală. Asta ca și firmă. Exact, dacă în are firmă, are ghete, are accesorii, exact, exact. Cât ai să costă o gheată? 200? 220 de euro, depinde de model. Deci dacă ai 30 de ghete, îți vine undeva la... 6.000 de euro. Exact. Investiție inițială plus sală, chirie, plus... Plus sală, plus accesorii, că trebuie să ai greutăți, saltele, oglinzi, muzică bună, aer condiționat. Sunt niște lucruri care sunt foarte importante. Sunt elementare. Dar dacă ai 5 ore pe zi, cu 20 de ghete, ai 100 de participanți pe zi. 100 de participanți pe zi, ori 20, 30, 40, 50 de lei, este un profit foarte frumos și sunt foarte mândră de acest concept, pentru că foarte mulți din țară și din țările în care am implementat Kangoo Jams au deschis sări și trăiesc și soț și soție din a din, preda. Din business-ul exact. De Kangoo Jams, da. Până la urmă. Zi-mi un pic despre abonamente, întreabă lumea. Sunt lunare, sunt pe zi, sunt pe, adică poți să vii să plătești o oră sau trebuie să-ți faci un abonament de lungă durată? Acum depinde de oraș și depinde de sală. Foarte mulți sunt care fac abonamente, adică să vorbim de o sală. Sala face un abonament cu care poți să mergi la fiecare stil. Așa. La orele noastre trebuie să mai plătească chiria ghetelor, un 15, un 20 de lei. Dacă este gheata ei, atunci plătește numai abonamentul. Plătește abonamentul de bază, da. Cât e un abonament de bază, în medie? De la 180 până la 500 de lei. Pe lună? Pe lună. Și câte ore abonamentele private, să câte zic așa. Câte ore include abonamentul? Sau 12, de câte ore ai acces? 8, 12. Între 8 și 12? Da. Ok, pentru orice tip de... Orice tip de abonament. De, și orice tip de antrenament sau orice pentru... Orice tip de antrenament, numai ca la Kangoo Jams, repet, trebuie să plătească chiria ghetelor, pentru că este un accesoriu. Normal că uzura, trebuie schimbat arcurile, asta trebuie da, spălat căptușala. Dar dacă vin cu ghetele lor, atunci, atunci este doar e abonamentul basic. Lunar. Exact. Ok. Exact. Zi-mi un pic, uite, o întrebare tare interesantă. Cât câștigi tu ca director de programe? Trebuia să aduc oricum contabilitatea. Ai făcut oricum o grămadă de programe pe care deja le pot accesa cei care sunt instructori și pe care le pot dezvolta mai departe. Tu cât câștigi? Numere dacă nu o să spun. Dacă pot să... Dar sunt taxe lunare pe care fiecare instructor trebuie să plătească. Iar cursurile din academia mea
ce trebuie să plătească și eu, la rândul meu, trebuie să plătesc licența pentru head office. Cât câștig eu, mai sunt și programele, mai sunt și evenimentele sau distribuția, vânzarea ghetelor, care în totalitate, eu mi-am făcut un business în jurul meu. Așa. Mi-am construit un business pe numele meu. Așa. La evenimente, de exemplu, depinde din ce țară mă invită, plătesc bilet de avion, cazare, plus de la 500 de euro până la 1000 de euro o oră antrenament pe scenă. Ok. Deci cam asta e. Tu câștigi practic și ca și instructor, să înțeleg, da. Sau nu? Da, că țin și în Oradea. Că tu ții în Oradea, da, țin ore, ore de Kangoo Jumps. Da, da. Acolo ai poți să vii cu bilet de intrare pe zi sau cu abonament. În Oradea. Da. Asta e valabil și în alte părți, da, sau numai în Oradea? Și în alte părți, și alți instructori au implementat, deci funcționează peste tot. Am înțeles. Le recomand celor care sunt pasionați de Kangoo Jumps, le recomand să ajungă să devină instructori? Recomand, pentru că este un job foarte frumos, foarte plăcut și vă și mențineți în formă. Așa. Cum v-am povestit și vreau să repet, un instructor, dacă lucrează la o sală, poate să câștige peste 1000 de euro. Cei care dețin sală și au ghetele lor personale câștigă de la 2000 până la 5, sau dacă are spațiu mai mare și ore paralel, poate să câștige și 10.000 de euro. Este un job care, în care ai o satisfacție, tu faci ca oamenii să se simte bine, tu ești o motivație, tu schimbi vieți, de fapt. Și este cel mai frumos sentiment. Înțeles. Apropo de concepte și de programe, știu că ați lansat anul trecut conceptul CAPO. Am vorbit despre el, am văzut ce a inclus, dar sunt curios un pic ce este dincolo doar de acest concept, adică din punct de vedere al business-ului, că tot vorbim de business. Ce înseamnă el pentru voi ca și investiție și ca și return on investment? Fiecare participant pentru care... Știu că în CAPO sunt mai multe tipuri de cursuri, da, de la cursuri de formare, la programe, la evenimente, la tabele de întinerire, la partea asta, dar vreau să înțeleg un pic și să le explicăm celor care ne urmăresc și partea de business care stă în spate la programul acesta de formare CAPO. Este un CAPO Lifestyle Pachet, să zicem așa. Pachetul așa. Lifestyle CAPO, pentru că aici vrem să îndrumăm pe toți cei care vin la noi să-și schimbe viața în bine. Așa. Nu neapărat cu diete drastice și cu antrenamente grele, dar cu pași mici, cu o tehnică și un plan foarte bine pus la punct, am reușit în mai multe studii. Și acum și garantăm pentru toți cei care vin că ca business, în foarte curs timp o să vadă schimbările. Ca business, ce presupune CAPO Lifestyle? Ca business, orice instructor sau persoană vrea să deschidă un centru de CAPO Lifestyle. E francizabilă. Da. Vom avea o echipă mare, o echipă unică în lume, pentru că aducem ceva în viața oamenilor care n-a fost niciodată și împreună o să atingem scopuri care, acum vorbesc de drumul meu spre 50, am trecut peste foarte multe lucruri frumoase, grele. Prin cariera mea am auzit foarte multe concepte noi care apar în fiecare zi despre diete, despre programe noi. Fiecare program se bazează pe pași de aerobic. Nu este nimic noutate, nu mai sunt schimbate numele. Și noi avem foarte multe programe pregătite și pot să vă asigur că nu sunt la fel. Sunt pe diferite domenii, bazate pe studiul nostru din 2019 și pe munca mea de 25 de ani. Și
fiecare care alege acest pachet va avea un business cu succes. Practic este un program care poți să-l acceseze orice instructor de oriunde din lume, da. Instructor autorizat practic exact. De Kangoo și prin care să poată să ducă mai departe atât business-ul cât și să ajute mai mulți oameni punând la dispoziție tot ceea ce ați făcut voi ca și investiție în programul Capo. Da? Exact. Acum, săptămâna viitoare, o să deschidem al doilea centru în București. Deci, Oradea e... De aici se dă tonul. Centru și Bucureștiul va fi următorul care se va următorul deschide. Următorul oraș în care se va deschide. Detaliile găsiți pe site-ul nostru kangookala.ro. Și acest podcast este redirecționat spre un nou business, să zicem așa, pentru că foarte mulți mă ascultă și sunt interesați. Asta mă face fericită și mă face să fiu și mai motivată să deschidem mai multe centre, să ajungă programele noastre ușoare la mai multe lume. Așa. Dragilor, noi o să ne oprim aici cu ediția aceasta a podcastului Drumul 150 cu Kinga Sebeștean. Ați văzut că începem să răspundem și la mesajele pe care le trimiteți și încurajez pe această cale cât mai mulți dintre voi care aveți curiozități, care aveți întrebări, să adresați fie prin mesaj direct către Kinga. Mesaj sau pe mail-uri management@kangooclub.ro. Acolo răspundem pentru... Sau în comentarii la podcast, poți să comenteze direct, să pună întrebări și promitem exact. Că revenim cu răspuns la tot ceea ce aveți curiozitate. Mulțumim că ne ascultați. Mulțumim mult de tot, să aveți o zi cât mai plăcută, revenim!